O familie a făcut o descoperire macabră după ce a cumpărat mai multe valize la o licitație. În una dintre ele au fost găsite rămășițe umane, iar poliția investighează cazul. Conform Digi24, oamenii care locuiesc în Auckland au făcut descoperirea îngrozitoare atunci când au ajuns acasă după ce au desfăcut valizele cumpărate. Autoritățile au fost imediat alertate și au demarat o anchetă pentru a stabili cui aparțin rămășițele și cum au ajuns acolo, potrivit sursei citate. Familia care le-a găsit nu este suspectă în acest dosar, a anunțat poliția. Potrivit oamenilor legii, membrii familiei au mers joia trecută la un depozit și au achiziționat mai multe obiecte de la firma care a organizat licitația, între care și valizele. Au dus acasă noile valize de la depozit și atunci au descoperit rămășițele umane, a fost declarat de la biroul de investiții. Imaginile au fost publicate de un post de știri din Noua Zeelandă. Au arătat o remorcă parcată pe aleea din fața casei unde a fost făcută descoperirea și mai mulți anchetatori ajunși la fața locului. Apreciem că există un interes public semnificativ pentru ceea ce s-a întâmplat, însă avem în vedere natura descoperirii resturilor umane. Mai avem o serie de investigații de efectuat. Prioritatea poliției este să identifice cui aparțin rămășițele, astfel încât să se poată stabili circumstanțele din spatele descoperirii, a mai precizat oficialul. Un vecin care lucrase în trecut la un crematoriu a spus că imediat ce a simțit mirosul și-a dat seama că este vorba de un cadavru. Am știut imediat și m-am gândit de unde vine asta, a spus el referindu-se la casa vecinilor săi, relatează Digi24.